Doamna Carmen Moruz, astăzi poposim în biroul dumneavoastră pentru că noi, la Pați prin Brașov și Art Respect, își dorește în această perioadă să premieze 10 femei de 10 care prin seriozitate, implicare, profesionalism, aduc un plus de valoare comunității brașovene. Iar dumneavoastră sunteți una dintre ele, sunteți directorul Școlii Populare de Artă și Meserii Tiberiu Brezicianu din Brașov, o instituție de referință a comunității brașovene și nu numai, o instituție care an de an pregătește și formează generații de tineri, de oameni frumoși, care pășesc cu încredere și optimism în societate. Vă rugăm să primiți din partea noastră acest mărțișor simbolic și să ne oferiți câteva gânduri, dar înainte de asta am dorit ca acest mărțișor să vă aducă un dram de bucurie și atunci când priviți la el să și primiți acea doză de optimism pentru a merge mai departe. Cu siguranță, vă mulțumesc din suflet, mă onorează mărțișorul din partea dumneavoastră, care, uite, am și aici și un trifoi cu patru foi. Mulțumesc, da. Aș mulțumi din suflet și mărturisesc, trebuie să spun, și în numele întregii noastre echipe, pentru că eu sunt reprezentanta unei echipe, ceea ce se numește Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brezicianu. Suntem destul de vechișori în această activitate, avem vreo 90 și ceva de ani, deci de când funcționăm suntem moștenitorii conservatorului Astra, o instituție de prestigiu și bine și recunoscută de către brașoveni. Ne bucurăm și mulțumesc din suflet, eu mulțumesc, chiar am fost extraordinar de surprinsă când am primit această veste din partea dumneavoastră. Am considerat că, acum pot să spun că nu merit așa o mare distinție, nu știu dacă corespund standardelor propuse de dumneavoastră. Noi ne străduim, vorbesc acum de ceea ce se întâmplă aici, noi ne străduim, încercăm să funcționeze foarte bine lucrurile, elevii noștri care sunt de toate vârstele, de la mici la mari, suntem părinți, cum se spunea înainte, mame eroine, da? Avem mulți, mulți copii de toate vârstele, cam 1300 acum, aproximativ 1300, deci sunt, chiar sunt, mame sunt eroine. Super mame eroine. Încercăm să creștem, ca să lăsăm gluma la o parte, încercăm să creștem pe toți, să educăm în spirit artistic, să primească de la, bineînțeles, de la domnii profesori care sunt minunați, sunt artiști extraordinari. Mărturisesc că am bucuria și privilegiul de a fi împreună cu acești oameni deosebiți. Și aici, în această locație, care este minunată, pe strada lungă numărul 1, într-o locație istorică, deci o clădire istorică, lângă cinematograful Astra, care în curând, în sfârșit, se va inaugura și ne bucurăm nespus că a intrat în acest program de reabilitare. Deci, iată o locație frumoasă aici, în centrul istoric al Brașovului, unde noi primim cu drag toți cei care au aptitudini artistice, care își doresc să primească informații prețioase și frumoase și folositoare în cariera artistică a dumnealor. Dar ce să vă spun? Trebuie să mă adăugăm și faptul că doamna Carmen Moruz, de câțiva ani încoace, aduce un suflu nou, tineresc, prin faptul că a atras în echipa dumneaei foarte mulți tineri profesori. Tineri proaspeți absolvenți ai facultăților de muzică, artiști cu o mare doză de optimism, cu o dorință puternică de a învăța și de ce nu. Și de ce nu, cu o mare determinare de a forma viitorii artiști. Și prin acest fapt, doamna Carmen Moruz merită
premiu, un mărțișor din partea comunității brașovene și anul acesta noi am intitulat-o Femeia de 10. Prin urmare, aș dori, doamna Carmen Morus, să oferiți un gând către toate femeile care vor urmări această intervenție a noastră, un gând, o urare, poate un sfat, pentru ca toate doamnele să vă ia ca un exemplu. A, nu, nu știu, poate e un exemplu personal, dincolo de profesie. Nu pot să vă ofer ca model, nu, doar pot să-mi exprim așa ceea ce simt acum în momentul de față, nu mă consider un model. Vă mulțumesc din suflet, sunt onorată pentru ceea ce am primit acum din partea dumneavoastră. Eu doar pot să dau așa un sfat din sufletul meu tuturor doamnelor, mamelor noastre, pentru că cu toții avem mame, nu? Și ne bucurăm de prezența lor, să prețuim ceea ce înseamnă mama, să dăruim dragoste. Cred că iubirea este cel mai frumos instrument pe care îl avem la dispoziție noi femeile, să emanăm cât putem din dragostea noastră pentru toată lumea, pentru copii, pentru părinți, pentru colaboratori, pentru parteneri, pentru... cred că este foarte important. Ne aflăm într-un anotimp frumos, iată în luna martie, totul asta și inspiră o regenerare, să spunem așa, a naturii și asta îmi inspiră mie acum acest anotimp și luna aceasta minunată și iată că se apropie 8 martie și să fim fericite. De cel mai frumos mesaj oferit către dumneavoastră de către doamna director al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Bredicianu, doamna Carmen Morus, să renaștem sentimentele de iubire, că ne face mai frumoși, pentru că ne aduce în față acele sentimente de admirație, de generozitate, de frumos, de lumină, de gânduri bune. Vă mulțumim așadar că ne-ați primit astăzi în casa dumneavoastră. Sperăm ca acest mărțișor să vă fi creat în suflet doar bucurie și optimism. Vă dorim foarte multă putere de muncă, să rămâneți la fel în continuare și să aveți parte doar de sănătate și lucruri bune. Mulțumesc din suflet asemenea. Mulțumesc din suflet și sunt onorată cu adevărat pentru ceea ce am primit astăzi, pentru gestul dumneavoastră și Doamne ajută, cu bucurie și cu dragoste. Noi mulțumim.